La orice produs cumpărat de pe PC Garaj folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din o zi din viața unui admin. Bă, băieți, bă, n-am mai făcut de ceva timp un episod ăsta și mi-a cerut foarte mulți în comentarii să mai fac un episod cu o zi din viața unui admin. Așa că asta vom face noi astăzi. Sunt 105 playeri în momentul de față. Și așteptăm să vină apelul la admin. Mai dăm și un inspect pe băieți să vedem ce mai fac ei pe acolo. Și sperăm să iasă un episod șmecher. Am nevoie de admin, am o problemă tehnică, o ocă. Hai să vedem. Da? Salut. Nu știu dacă e din cauza de la monitor, dar nu văd banii sus acolo. Știu că banii erau sus, o fi de la monitor că e prea mic. Ești de tot din 5M și intri înapoi. Sau poate okay, rezoluția prea mică a monitorului. Am o 1440x1000 și ceva, nu mai știu, ceva de genul. Mm. Dar văd tot și alea de la Simply Gods, Hades, văd tot. Da. În stânga. Păi da, ești de tot din joc și intri înapoi. Frumos. Și când sunt la viitoare la admin, să scrii problema. Ai scris bine problema, dar să scrii și numele tău sau ceva. Ah, ok. Bine, salut. Scuze, mersi frumos. Salut. Ok, și continuăm imediat cu alte probleme de admin de astea. Mamă, mamă. Te rog frumos, ce ești tu la el? Ce? Ce am făcut? Ăsta dă în toată lumea și apoi zice că n-a vrut. Deci stăteam aici lângă medici. Păi nu, am o chestie la mouse. Da, mă, dai o chestie, te duci de 3 ori până acum. Mă jur. Dă în toată lumea. Dacă ai o problemă cu mouse-ul, ieși dracu din joc și repară-ți problema. Nu sta să iei toată lumea la bătaie și să zici după aia că te-ai îngreșat în ei. Ok, ok. Okay, ieși! Okay. Ne strângem și noi să facem ceva frumos și vine ăsta de noi. Te-am absolut toată. Hai de mani, ieși din joc sau ce faci? Cred că a ieșit. Nu prea a ieșit. Eu cred că încă ieși. Și ăștia doi, toți ăștia care sunt colorați fac la fel. Ah. Hai înăuntru. Hai înăuntru! Unde ești, mai? Hai înăuntru cu tata aia! Cu voi care-i treaba, băieți? Ce-am venit și noi? Eu am nimic. De ce sunteți tot așa îmbrăcați și aproximativ la fel? Eu nu. Ne cunoaștem și ne-am organizat așa, ne place să... Ne-ați v-ați organizat voi așa? Vă rog frumos să vă îndepărtați de la... Nu ne-am organizat, la salvare. Nu, v-am asărutat, mai eu cu pantalonii. Ne-a plăcut combinație. Dura vârsta mai ales. Adică nu-i problemă. Citiți și regulamentul ăla, dacă umblați toți îmbrăcați la fel și vă mai luați și la bătaie, cum a făcut asta mai devreme, vă dau bani tuturor, nu doar lui și atâta. Eu de-abia am venit. Bă, dar la nu mai ieșim. Nici nu mă interesează când ai venit. Dacă vă îmbrăcați toți la fel, o să consider că aveți mafie ilegală. Și vă dau bani. Ok, ok. Leo, dar cu chinezii aia mai sunt? Sau... Trebuie să-ți dau raportul, bosulică? Nu, dar am întrebat. Doamne. Alo? Da? Și tu cred că ai fost de față când v-am zis să vă schimbați îmbrăcămintea, da? Da, acum mă duc. Vă îmbrăcați cam toți la fel și vă dau bani foarte curând. Ați fost prima oară îmbrăcați în chinezi toți și acum v-ați schimbat în negri. Nu, eu n-am fost așa îmbrăcat. Ai fost și tu îmbrăcat în chinezi, bossule? Nu, dar gata acum mă duc dacă am fost. Dacă tu zici... Da, pot să știu și eu de ce vă țineți după mine acum? Care-i treaba? Ce vrei? Băi, dar nu înțeleg, bă, dacă vezi că are adminul treabă, lasă-l mă nene în pace. Stai lipit de el. Mergi. Ești bucurat de? Ce? Ok, încerc să iau ciuperci și nu mă lasă. Super simplu. Salut. Salut, încerc să iau și o ciuperci de și nu merge din empty și tot nu mă lasă iau. Câți bani ai la tine în cash? Ah, ok, scuze-mă. Trebuie să ai măcar un leu. Ca să meargă să iei. Chiar dacă e gratis, dar trebuie să ai ceva bănuți.
Ok, mersi mult. Salut. Salut. Uleo, ce e aici? Și că face asta ca leșinea, că n-are mâncare. Ce trecu s-a întâmplat, domne? M-auzi, domne? Da. Ai leșinat de mâncare? Am mâncat, domne, de asta. Păi și nu le-ai zis după ce ai leșinat băieților să-ți dea de mâncare? Mamă! Alo? Leșinat ăsta aici, bă, David. Domnul mort. Cred că a leșinat de tot. Și a dat și seama acum că n-are voie să vorbească mort și de asta nu mai vorbește. Că ai venit tu, zic eu. Data viitoare îți dau urmă, sau direct bani, dacă e cazul. Dacă leșin de foame sau de-astea, o să sune careva medicul pentru tine. Dar nu vorbești în nicio formă, spun, odată ce ești leșin, dar nu vorbești mort. Am înțeles. Și nu sunați nici la medic, lasă să moară pe ăla. Nu, că eu am vrut să sun, dar am văzut că vorbește mort și n-am mai sunat. Păi, exact. Dacă vedeți că vorbește mort, lasă să moară și gata. Poți să intru aici, îți iau banii? Așa. Da, intru. Dar stați la coadă dacă sunteți doi bine, dacă vrei stați la coadă. Da. Sunt cazuri și cazuri ciudate, frate, adică e chestie ciudată. Și eu când fac episod, sau nu neapărat când fac episod, chiar și când mă duc așa random, la de-astea de admin, la partea mea, sunt foarte mulți care sună degeaba la admin. M-a sunat unul mai devreme pentru că i s-a stricat mașina. Omul făcea jobul de tirist și m-a sunat că i s-a stricat mașina. Nu că i s-a stricat, mi-a sunat să-mi spună că e băguit. Că e băguit în mașină, că e mașina băguită și da. Și chestii de gen. Mă duc la el, am stricat vreo 3 minute după el să-și dea off și on la microfon. Dacă nu vă merge microfonul și nu vă aude lumea, dați la settings, voice chat, îl dai pe off și pe on. Și după aia o să te audă toată lumea, o să fie tot ok. Se mai întâmplă, e de la GTA sau de la 5M, de la ceva, bana de la cei. Dar se întâmplă destul de rar și când se întâmplă se rezolvă foarte simplu. După aia zice omul, îi zic, dă-te jos de mașină. A, pe nu pot. Și zic, prietene, apasă X ca să scoți centura aia și după aia poți să-i dai jos de mașină. Să dă omul jos de mașină, mașina asta ce are că e băguită? Și zic, mă, frate meu, este stricată, iese fum, o grămadă fum din ea. Adică, uite, cum iese fum din căcatul ăsta de aici, din hornul ăsta ce trag o fiel, așa ieșea din mașina omului. Și zic, e stricată, frate meu. Și e stricată, deci trebuie să sun la asta, la mecanic să-ți o repare, nu la admin că e băguită. Bine, inițial a sunat la admin că nu știa să apese X ca să scoată centura aia, știi? Și zice omul, l-am întrebat după aia dacă are permis. Dar permis auto ai? Că m-am gândit, bă, e super nou ăsta. Și s-a băcat omul să facă direct jobul de auto de gunoier. Sau ce avea el acolo, de gunoier, parcă era, da. Și zice, n-am permis. Păi și regulamentul ai citit? Nu, că n-am citit regulamentul. Păi și atunci cum ai trecut testul? Cine te-a ajutat? Păi nu m-a ajutat nimeni, că eu am mai jucat SAMP. Eu am jucat de mult SAMP și am jucat hard roleplay pe SAMP. Și zic, bă, am înțeles, dar dacă vii după SAMP, pe GTA, fiecare regulament este diferit. Noi, fiecare server are regulile lui care diferă de SAMP sau de oricare alt server de GTA. Chiar dacă ai jucat GTA 5M pe un alt server și vii pe serverul meu, sau dacă joci pe serverul meu și te duci pe alt server de 5M, regulamentul lor o să fie diferit față de regulamentul meu. Înțelegi? Nu, că eu am jucat SAMP, sunt jucător vechi de SAMP, că am jucat pe hard roleplay și zic, bravo, bossulic. I-am dat bani 24 de ore, să citați cu regulamentul ăla să știe și el, că n-ai voie cu orice mașină, n-ai voie să mergi fără permis auto și așa mai departe și, na. Na, ca idee, când mă joc cu, ca admin cum ar veni, mă enervez destul de repede. Pentru că dau numai de persoane care sună
degeaba așa, sau nu știu, au motive ciudate, rău de tot. Ok, hai să continuăm. Ia să vedem Carjack. Da? Salut, mi-a furat unul motorul. Unde? Acum de la bancă. A plecat încolo spre benzinărie, dar zic că-i diu. Zi-mi diu. 2-2-1-1-2-8. Am apucat să-l văd. 2-2-1-1-2-8. Scriu pe chat. Și e pe un KTM, KTM-ul ăla e al meu, că-l văd pe hartă. Mergi la bancă. Ok. Salut. Salut. Hai după mine un pic aici. Bun. Unde e motocicleta aia? Aici. Unde? Uite. O frază. Mhm. Așa că n-am terminat. Mersi. Îmi place că îl fur de față cu mine. Ai mai încercat și bicicleta lui unul, ai văzut că te-a pus să te dai jos după ea? Și apoi te-ai urcat și pe motorul meu. Mișto. Care a fost treaba, Bosilic? O să mai urca pe bicicletă de aia, ți-a lasă de-a jos. Eu l-am întrebat pe el acum. Nu m-am urcat pe bicicleta aia, mă. Da, motocicleta lui, e furat-o cu roleplay sau ceva? Da, eu am furat-o pe roleplay, am văzut că e în fața aici și direct m-am uitat stânga-dreapta și... Înțeles că în viața reală. A, ăsta a fost roleplay-ul tău. Te-ai uitat stânga-dreapta și ai luat-o e gata. Slash me, nimic? Pe slash me. Ce e slash me? Că m-am uitat pe cear, n-ai scris nimic. M-am uitat, jur că m-am uitat. M-am scris slash me și uită în stânga și în dreapta să vadă dacă proprietarul autotul, motocicletă este acolo. După aceea slash me începe să o fure și am plecat cu ea. De fața. Stai că mă uit acum. Băi, eu n-am văzut, sincer. Scoate șampania de frigider, asta e mai sus, mult prea sus. Bea bere, dă un cui. Bam, bam, bam. După aia strigă ăsta pe chat, verifică pulsul. Eu nu prea văd că ai scris nimica cu slijmii. Ce-am spus? Deci, mă mai și minți că sunt aici de față cu tine sau cum e? Mă auzi sau vorbești singur acum, ca să fie pachetul full? Salut, ce s-a întâmplat? N-ai tu treabă. Deci, mă auzi sau nu mă auzi? Mă auzi, mi s-a blocat, mă auzi? De ce minți că ai dat cu slash mic? Eu m-am uitat, n-ai dat niciun slash mic. Am văzut că, uite, practic, cred că acum sancționează-mă, da. Păi, logic că te sancționez. Cam greșit. Uite, cred că s-a urcat și pe bicicleta lui ăsta, parcă pe bicicleta. Nu, mă, lui nu i-am furat-o, doar ții, frate, îi recunosc și ăsta. Da, te mai urcasei pe una. N-am mai urcat, mă. Hai noroc. Și să minutez aici, să-i dau urn, să nu uit. Epic, ai plecat? Nu. Ăla, dacă mi-au și-o... Dacă mi-au VIP bronz sau silver, ăla, dacă e să se dea wipe sau ceva, primesc înapoi? Da. Ah, ok. Salt, atâta vreau să trec. Ok, ciao, ciao. Urla. Altul cu Ninja Jack. Da? Medi 9000 2 secunde.
9000 cât? Face Ninja Jack. Gen a furat un BMW E30. Și na. Hai, salut. Salut. Unde e BMW-ul ăla? Nu știu. Că îmi dă un prieten și după îmi zise să îl las că, ci că nu știu ce îmi face dacă nu știu ce. Păi ți l-a dat un prieten sau l-ai furat? Mi l-a dat un prieten, nu, pe bune. Ne-am întâlnit la autobus. Ce ai de prietenul tău ăla? Nu știu, nu prea stau să-l văd. Păi ce prieten e dacă nu știi ce ai de iar? Îl cheamă, nu știu cum, George și ceva. Ușurescu, George sau ceva. Ok, stai un pic aici. Astfel căutăm pe George Ușurescu. Sau e George Rareș? Nu știu, știam de Ușurescu ceva. Poate și nu știu, habar n-am. E ceva prieten și și-a pus ceva de într-un mim. Numere. Stai aici. E ok, BMW aici. Deci MM01 tag. Păi pot să-l găsesc în baza datea cu ei. Și l-a lăsat aici pentru că e stricat, nu că altceva. Ce faci ăsta? Fugi de mine? Prietenaș, ce faci? Fugi? Ce faci ăla? Chiar a fugit de mine? Fii atent, mă, că și-a dat disconnect, mă, băiatul meu. A fugit aici, l-am văzut, l-ați văzut și voi. A fugit încolo, așa. Și și-a dat disconnect direct, că dacă dau TP la mine, nu se mai, nu mai este aici. Îi scriu pe Discord acum, rezolv eu cu el, nu e problemă. Și mașina, dacă are număr de matriculare, bine, orice mașină are, MM01 tag, știu exact ai cu este, o găsesc în baza de date. Se văd de care e George Ușurescu ăla. Ok, continuăm. Da, deci mașina aia nu a fost împrumutată de nimeni, de la ID 9812. Băiatul meu, i-am zis să aștepte acolo, m-am dus să iau BMW-ul, să vin cu BMW-ul la el, că l-am văzut acolo în depărtare. S-a dus în boschet și a dat direct disconnect. I-am scris pe Discord să se reconecteze. L-am așteptat un pic, nu s-a reconectat, nu mai primește urn. Primește direct ban, 9812. Pentru că a făcut și Ninja Jack și a dat și disconnect în timp ce vorbea cu mine, fără să vorbească, fără să-și asume, fără nimic. M-a și mințit că e împrumutată, că căcaturi de-astea. Chiar nu merge. Când este adminul, frate, nu faci roleplay cu el să zici că e furată. Când e polițistul, mai zic să o încerci. Nici acolo nu merge, dar acolo poți să încerci să spui că a fost împrumutată. Dar când e adminul care știe exact a cui e mașina și a cui nu este, nu merge cu împrumutat cu nu știu ce. ID 9812 a furat mașina ID-ului 8166. Și cam asta a fost, nu este împrumutată de la nimeni. Deci băiatul meu nu și-a dat reconnect, așa că îi dăm bănuț. Mai încerc o dată să-i dau TP la mine. Sau să mă duc eu la el. Dacă am dat TP aiurea. Da, deci nu. Nu merge. Nu merge pentru că s-a deconectat. Ia să vedem așa. Asta este. Continuăm. Ia să vedem dacă pot veni că are problemă cu jocul. Let's go, boys. Salut. Salut. Ce problemă e? Stau și eu aici 10 minute și nu mi se încarcă caracterul. Adică nu-l văd undeva nici pe tine. Ieși de tot din joc și intră înapoi. Ai făcut asta?
Am făcut-o câteva ori, am și șters cache-ul, am și dat reinstala 5M când mi se încărca nici harta până acum în mare parte. Da, nu știu, te văd pe tine, să știi. Și pe mine mă văd, eu văd pe toată lumea, deci... Nu știu de ce. Poți să fie și de la internet cumva? Dacă ai internet super slab, dar nu cred, nu știu. Nu știu, acum seara sau cum am făcut ceva figuri, că am făcut și niște teste și picau download-ul destul de urât. Ah, pe atunci s-o fi damblage texturile ceva. Fără armură? Dacă îți făcea probleme cu... Și armură? A. Cu internetul. Păi, gen numai download, îmi stau undeva la 1 mega, că rest merea bine. Și ping și tot. Da. Păi da, probabil asta să fie, sincer, nu știu. Da, dacă ai șters și cache-ul și ai dat și reconnect, ar fi trebuit să se repară atunci, știi? Păi am șters și cache-ul de mai multe ori, am și reinstalat 5M-ul. De reinstalat nu e nevoie niciodată să-l faci. Și la cache nu trebuie șters tot. Din folderul cache păstrezi doar folderul game. Doar folderul game, știu. Da, ca să nu-ți dă la de 10-5 ani după aia tot. Da, ar trebui să-și meargă, dar... Încearcă puțin mai târziu, când îți merge netul mai bine, să vezi după aia cum o fi. Ok, o să încerc mai târziu. Scuze, deranj. Nici o problemă, soartă. Dar nu știu care-i treaba. Bine, poate să fie și de la server când se încarcă serverul foarte mult. Pentru că, uite, mie mi se mai întâmplă să-mi dispară anumite clădiri și așa mai departe și șterg și eu cache-ul, dau reconnect și nu se întâmplă nimic și trebuie să dau restart la server ca să-și revină ca lumea. Ați văzut-o în episoadele cu Mihăiță, penultimul episod, cred, mai dispărea câte o clădire, câte o de-asta era de la server, nu era de la mine sau ceva. Dar mi se întâmplă mie chestia asta și uite, la băiatul ăsta probabil a avut aceeași probleme cum am eu. Dar restul văd normal căcaturile, doar eu nu le văd pentru că eu m-am conectat cumva și nu-mi downloadează mie resursele cum trebuie și atunci trebuie să dau un restart. Dar na, ce să zic. Da, mă, fraților, cred că voi încheia aici... Cred că voi încheia, stai să vedem, am un bug la mașina scoasă din showroom. Da? Salut! Salut! Uite, am luat acum mașina asta. Așa. Și o vezi cum arată. Da. Gen, uite-te în față, capota, da, și uite-te în spate, da, care are două tobe. Salut! Și ce pot să-i fac? Să o bagi la tunic. Păi da, și trebuie să dau bani ca să o dau înapoi, nu? Trebuie să dai nimic. Sau pe gratis. O bagi la tuning și pui toate pe componentele așa pe non sau pe stock sau cum este ăla care e gratis. Ok. Și ar trebui să arate perfect. Am crezut că e... Da, mersi. Am crezut că e ceva bug sau... Nu, așa se mai întâmplă cu unele mașini care au tuning și nu se potrivește perfect tuningul. Nu sunt mașini făcute de noi, îți dai seama. Sunt mașini luate de pe net, băgate, da. Dar dacă îi pui... tuningul pe stoc, tot o să vadă perfect. Bun, și după aia schimbi tu roțile sau ce mai vrei tu pe acolo ca să știi cum arată. Da. Îți placă ție. Bine, salut. Chiar asta voiam să întreb și eu acum, scuze că mă bag în discuție. Cu Mercedes-ul la tuning nu e ok, nu? Da, fiind foarte vechi, nu are chestii multe de modificat la el, îți dai seama. Da. Îți schimbi roțile, culoarea, chestii de genul, știi? Am înțeles. Mulțumesc, scuze-mă de deranj. Salut. Vezi că bubuie pompa aia de benzină. Se mai întâmplă, e de la plug-in-ul ăsta de benzină, cred, sau ceva. Da. I-am dat reaper, acum ar trebui să meargă ok. Hai că merge dacă e. Se suprapun unele texturi sau habar în dragii. Dar nu vă apropiați. Nu, cred că au intrat. Ți-ai luat canistra, ai plecat ce ai. Sunt probleme că... Da. Sunt scurgeri, înțelegi? Da, am înțeles. Mersi. Nici o problemă. E de la lucrarul ăsta că nu se ocupă de benzină. Și încă ceva, fără să te superi. Da? Când mai ai timp așa, poate rezolvi ceva cu mașina. Ce mașină? Cu Alfa Romeo. Ce are? Aia stradale. Nu poți să-i schimbi nici claxon. Păi înseamnă că așa ai făcut ea din fabrică, să nu poți să o modifici. Care claxon... Custom.
Păi da, nici frâne, nici nimic nu poți să faci pe ea. Mm-hmm. Așa e ea, e bunică. Bine, atunci asta e. La Alfa Romeo, băieți și fete, aia chiar este custom făcută, așa e ea, gen. Nu poți să-i pui, să-i schimbi claxon sau alte, pentru care sunet, nu e sunet din GTA, este un sunet de la mașină, că așa a fost ea făcută, gen. Și nu te lasă să schimbi sunetul sau claxonul, gen, sau mai știu eu ce căcaturi. Ea a fost făcută de la zero, o mașină băgată în GTA, gen, fără alte modificări, să nu poți modifici nimic la ea. Așa e ea, pare mea. Oricum, Alfa Romeo aia să devină foarte, foarte curând mașină de colecție, deci o scoatem din showroom. Și la fel ca alte mașini. Bă, fraților, eu voi încheia aici episodul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut episodul ăsta și să învățați și voi ceva din el. Nu furați mașinile altora fără să faceți un roleplay. Nu vă dați disconnect când este fucking adminul lângă voi și vă spune să stați acolo un pic. 9-8-1-2. Asta e ultima șansă, dacă nici acum nu e pe joc. Și nu e pe joc. Pana mea. Dacă ai greșit, îți asumi, frate. Îți primești un urn și aia e. Dacă îți mai dai și disconnect, îți scriu pe Discord să intri înapoi. Nu mai intri deloc. Nici pe server nu mai intri. Ca să nu pățești ceva. Eu nu am nevoie să fii tu pe server să-ți dau bani. Înțelegi? Trebuie să fac chestia asta foarte simplă. Search. Îți caut ID-ul. 9812. Am pus aici la band 1. Am dat un enter și gata. Ești banat. Deci nu trebuie să fii pe server. Dacă îți dai disconnect, mai rău, mai mult, rău îți faci. Înțelegi? În legătură cu mașina de showroom. Hai să mai mergem o dată la asta. Alo? Da? Salut. Uite, te-am chemat și data trecută. Da. Ai zis că nu mă costă nimic ca să schimb chestia. Păi nu te costă. Am schimbat pe spate și mi-a luat bani. Păi trebuie să pui pe alea pe stoc. La stoc nu te costă nimic. Păi da. Pe stoc. Mi-a luat 10 lei, că atât ai spoilerul pe spate. Să-l schimb pe stoc. Pe non. Dacă vrei, îți dau să încerci. What the fuck? Stai că îți dau eu niște bunuți acum, tăiași. Hai, dacă vrei să vezi. 6-1-2. Uite așa. Ca să o faci pe toată stoc. Mersi. Mulțumim frumos. Eu așa știu că la toate mașinile, ca să le pui alea pe stoc, nu te costă nimic. Eu la orice mașină am testat până acum, ca să o pui tot pe stoc, nu te-a costat nimic, da? Cine știe. Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și pentru toată susținerea voastră. Dacă mai vreți episoade cu o zi din viața unui admin, dați acolo un comentariu frumos și un like. Abonați-vă! Și mâine o să iasă episod cu Mihăiță, pentru că știu 100% sigur că o să scrieți în chat acolo, în comentarii, pardon. Dar Mihăiță de ce? Mihăiță de ce nu e Mihăiță? De ce nu e Mihăiță? O să vină mâine episod cu Mihăiță. Vă pupați și vă iubesc, fratele vostru. Ciao.